sunt niște reușite mai mult sau mai puțin discutabile, pentru că în ultimii ani parchetul general a închis foarte multe dosare, cam în fiecare an peste 300 de anchete care au fost clasate, și avem un document oficial din partea parchetului general în care ni se spune exact câte dosare au fost închise în ultimii 3 ani de zile. În 2015 avem 386 de dosare, în 2016 însă numărul acestora a crescut cu aproape 461 de anchete care au fost clasate de procurorii lui Augustin Lazăr. Mai mult decât atât, în anul 2017 vedem din nou un număr foarte mare de dosare închise la parchetul general și sunt 458 de anchete. Cu siguranță, între aceste dosare, între aceste sute de dosare care au fost clasate de parchetul general, sunt și dosare extrem de importante și le avem aici ca exemplu pe cele ale lui Traian Băsescu, de exemplu. Știm foarte bine că parchetul general a închis toate dosarele care îl vizau într-un fel sau altul pe fostul președinte Traian Băsescu. De asemenea, am mai avea un alt exemplu de un dosar extrem de important și vorbim de dosarul deschis în urma întâlnirii care a avut loc în casa lui Gabriel Oprea atunci când au fost alegerile prezidențiale în 2009, întâlnire la care a participat inclusiv Laura Codruța Kövesi și de asemenea a fost în sufrageria lui Gabriel Oprea și fostul șef al SRI George Maior. Un alt dosar important care a fost închis de parchetul general este cel privind ordonanța 13, în care știm foarte bine că DNA-ul deschisese inițial anchetă, a declinat acel dosar către parchetul general o parte dintre infracțiuni, iar parchetul general a considerat că nu au existat fapte, așadar au închis dosarul respectiv. Sunt foarte multe dosare care în ultimii ani au fost clasate, poate dosare cu nume importante din politică, inclusiv un dosar de evaziune fiscală pe numele lui Victor Ponta a fost închis de procurorii lui Augustin Lazăr. Acum trebuie să vedem câte dosare au fost închise și în anul 2018. Sunt însă niște anchete, chiar și acum, importante la parchetul general, care stau oricum de ani buni în nelucrare.